Pe parcursul a 3 zile, municipiul Târgoviște găzduiește cea de-a 44-a ediție a Festivalului Național de Creație și Interpretare a Romanței Crizantema de Aur. Anul acesta, decorul Festivalului Național de Creație și Interpretare a Romanței Crizantema de Aur ne prezintă o tablă de șah și această ediție are o noutate aparte. Bine ați revenit la Târgoviște, distinși oaspeți, distinși invitați, și toți cei care, timp de 3 zile, vă veți bucura alături de noi de seri de excepție, de un gen muzical ce de la an la an devine mai apreciat printre târgoviștieni, dar nu numai. Evident, ediția din acest an o să aibă o notă aparte, așa cum am fost obișnuiți în fiecare an, o temă care vină frumusețea cu distinția, cu inteligența și cu strategia jocului de șah. Evident, va trebui să ne bucurăm cu toții de un program ce va avea elemente noi, elemente deja consacrate, persoane și personaje care, vă asigur, vă vor încânta inimile și sufletele. Deschidem așadar, în mod oficial, cea de-a 44-a ediție a festivalului Crizantema de Aur, un festival care, în ciuda multor opreliști din partea multora, continuă mai sus, mai tare și mai puternic. Fiți bineveniți la Târgoviște, mulțumesc invitațiilor, mulțumesc distinșilor membri ai juriului, și sper ca spectatorii să se bucure de ceea ce va urma. Președinta jurului, soprana Felicia Filip, ne-a mărturisit că festivalul Crizantema de Aur ocupă un loc aparte în sufletul domniei sale. Asta este o cifră a festivalului din punctul meu de vedere, pentru că este a 4-a ediție pentru mine de când onorez și sunt onorată la rândul prin a fi președinta jurului. Și iată, cred că este cel mai longeviv festival care există în România. Sigur, nu este întâmplător, ci nu întâmplător, se numește Crizantema de Aur. Pe harta lumii, cu siguranță, Târgoviște este nu numai istorie, ci și prezent. Și după cum văd de fiecare dată, tinerețe, multă tinerețe. Domnul primar spunea că sunt multe greutăți, multe opreliști. Cred că acesta este antrenamentul sportivului. Și dacă depășești opreliștile, ești întotdeauna pregătit. Și dacă la rândul nostru acum ne gândim la inteligența șahului, cu siguranță că dumnealui și toți cei care îl înconjoară știu să facă mutări în așa fel încât să gândească la a 10-a mutare, nu neapărat la prima. Felicit pe cei care fac să trăiască atât de frumos și de fiecare dată altfel festivalul deja internațional Crizantema de Aur. Urez mult succes concurenților și să ne ajute Dumnezeu ca de fiecare dată să fim cât mai mulți, cât mai tineri, cât mai frumoși și mai ales cât mai apropiați, plini de fair play, cu Târgoviște, pentru că merită.